Întrebarea 65. În cartea a doua a împăraților s-a scris: și s-a făcut foamete în zilele lui David 3 ani, unul după altul. Și a căutat David fața Domnului și Domnul a zis: peste Saul și peste casa lui nedreptatea, fiindcă au omorât pe ghibeoniți. Și a chemat David pe ghibeoniți și le-a zis: ce voi face vouă și cu ce să vă împac ca să binecuvântați moștenirea Domnului? Și au zis către rege: bărbatul care ne-a zdrobit pe noi și a socotit să ne stârpească pe noi, vrem să-l pierdem pe el, ca să nu mai fie niciun hotar al lui Israel. Dați-ne 97 bărbați din fiii lui și îi vom spânzura pe ei Domnului în muntele lui Saul. Și a luat regele pe cei doi feciori ai Resfei, fica lui Aia, țiitoarea lui Saul, pe care i-a născut lui Ezdriel, și i-a dat pe ei în mâna ghibeoniților. Și i-au spânzurat pe ei în munte înaintea Domnului, și au căzut acolo cei 7 împreună și i-au omorât în zilele secerișului, la începutul secerișului orzului. Și a luat Resfa, fica lui Aia, sacul și l-a întins ieși pe stâncă până ce a căzut peste ei ploaia lui Dumnezeu din cer. Și au împlinit toate câte a poruncit regele. Iar după acestea s-a milostivit Dumnezeu de țară. 2 Regi 21, 1-14. De ce după moartea lui Saul i s-a cerut lui David ispășire, stăpânind foame de peste țară, până ce a dat pe cei 7 bărbați din sămânța lui Saul ca să fie omorâți de ghibeoniți? Care e sensul acestor cuvinte și cum trebuie să le înțelegem duhovnicește? Răspuns: cunoștința exactă a cuvintelor Duhului se descopere numai celor vrednici de Duhul, adică numai acelora care, printr-o îndrelungată cultivare a virtuților, curățindu-și mintea de funinginea patimilor, primesc cunoștința celor dumnezeiești, care se întipărește și se așează în ei de la prima atingere, asemenea unei fețe într-o oglindă curată și străvezie. Nota 1. Aceea însă, a căror viață e împunsă, ca și a mea, de petele patimilor, de abia pot să deducă din anumite socotințe probabile cunoștința celor dumnezeiești, fără să îndrăznească a o pătrunde și exprima cu deamănuntul. Și eu știu limpede, cinstite părinte, că întrucât le-ai pătimit, cunoști cele dumnezeiești și le știi din experiență mai bine decât le știu eu, spune, care nu pot gândi nimic despre cele dumnezeiești pe temeiul pătimirii lor. Nota 2. Totuși nu e de osândit nici o steneală aceasta mea, mai ales din partea voastră, care mi-ați poruncit și mi-ați impus această osteneală de a grăi despre cele mai presus de putere. Deci Saul înseamnă în acest loc al Sfintei Scripturi legea care împărățește cu litera ei prin puterea poruncii trupești peste iudeii cei trupești, nota 3, sau modul și înțelesul trupesc al legii care împărățește peste cei ce se laudă și se lasă călăuziți numai de literă. Notă această interpretare a lui Saul și în capitolul 2, 52-53. Fiindcă Saul se tălmăcește după înțeles ca iadul cerut poporul iudeilor, adică alergând și alegând viața de plăceri în locul împărăției și a vieții trăite virtuos în Duhul lui Dumnezeu, a cerut să împărățească peste el iadul, adică neștiința, în loc de cunoștință. Căci tot cel ce a căzut din iubirea dumnezeiască este stăpânit prin plăcere de legea care nu poate păzi nicio poruncă dumnezeiască sau nici nu vrea să o păzească. După altă tălmăcire, Saul înseamnă ceva dat ca dobândă sau împrumutat cu dobândă. Căci nu s-a dat legea scrisă celor ce au primit-o spre a le fi ca o avuție, ci ca să-i pregătească pe făgăduința așteptată. De aceea, dându-i Dumnezeului Saul împărăția, în legământul făcut cu el nu i-a făgăduit împărăția veșnică, fiindcă tot ce se dă ca împrumut nu îi se face celui ce l-a primit avuție proprie, ci pricină de muncă și de osteneală spre adunarea altei avuții. Iar Resfa, țeitoarea lui Saul, se tălmăcește drumul gurii. Drum al gurii este însă învățarea legii numai prin rostirea cuvintelor, adică aducerea ei în casă în mod nelegitim. Aceasta o face cel ce cultivă numai slujirea trupească a legii, din care nu îi se naște niciun rod bun și evlavios. Nota 4. Că cel ce se îndelănicește numai cu partea trupească a legii, prin învățarea cuvintelor, nu are slujirea aceasta a legii într-o împreunare legitimă cu rațiunea. De aceea, ceea ce îi se naște e vrednic de o sândă și de o cară. Căci în împreunarea nelegiuită cu Resfa se naște Ermonti și Memfivoste, care înseamnă anatema lor și rușinea gurilor. De fapt, Ermonti, după un înțeles, se tălmăcește anatema, iar Memfivoste, rușinea gurilor. Anatema lor este stricăciunea păcatului cu gura, adusă de lucrarea patimilor.
nota 5. Iar Memfiboste este mișcarea naturală a minții spre rău sau gândul născocitor de rele al minții, care este și se numește rușinea minții. Sau anatema lor este locul în care e ținută firea acum spre certare, adică lumea aceasta, nota 6, care a devenit ținutul morții și al stricăciunii din pricina păcatului și în care a căzut primul om din rai după călcarea poruncii dumnezeiești. Această lume o naște prin afecțiunea iubitoare de plăcerea voii, adică prin pofta lumească, din împlinirea legii numai prin rostirea cuvintelor. Cel ce nu străbate cu mintea spre frumusețea și spre măreția dumnezeiască a Duhului dinăuntru literii legii, iar rușinea gurilor este cultivarea în mintea gândurilor iubitoare de lume și de trup, căci îndată ce din chipul văzut al legii trupești sau al literii ei obișnuiește să se nască prin afecțiunea voii lumea, adică dispoziția iubitoare de lume, se naște și cultivarea cu mintea a gândurilor iubitoare de lume și trup. Nota 7. Sau iarăși, anatema lor este mișcarea urâtă, pământească și fără forma patimilor, iar rușinea gurilor, mișcarea minții care adaugă patimilor un chip și plăzmâiește o frumusețe plăcută simțurilor. Nota 8. Căci fără puterea născocitoare a minții, patima nu e dusă spre plăzmuirea unor forme. Prin urmare, cel ce mărginește înțelesul unei făgăduințe dumnezeiești numai la litera legii, are învățătura legii numai ca o țiitoare, nu ca pe o soție legitimă. De aceea, în chip necesar, o astfel de învățătură naște anatema și rușinea nu din pricina ei, ci a celui care o ia, adică se împreună cu ea în chip trupesc, căci cel ce crede că Dumnezeu a rânduit prin lege jertfele și sărbătorile, sâmbetele și lunile noi, pentru dezmembrarea și odihna trupului, cu siguranță va cădea sub puterea patimilor și sub rușinea murdăriei gândurilor lor spurcate. Acela va fi robul lumii, ce se strică și al întâlnicirii cu gânduri trupești, de asemenea, al materiei și al formei patimilor, nota 9, neputând avea la cinste nimic altceva decât cele supuse stricăciunii. De aceea poate unul ca acesta naște în chip păcătos pe Merob, care la rândul ei naște 5 fii lui Ezdriel. Merob se tălmăcește săturarea gâtlejului, care nu e altceva decât lăcomia pântecelui. Aceasta, înțelegând porunca în chip iudaic, naște lui Ezdriel modurile de întrebuințare abuzivă a simțurilor. Ezdriel este partea contemplativă a sufletului, căci numele acesta se tălmăcește putere dumnezeiască sau ajutor tare sau vedere puternică. Iar acestea nu sunt decât mintea cea făcută după chipul lui Dumnezeu, dar înduplecată apoi să se împreune cu lăcomia pântecelui, care este fica legii înțeleasă trupește, adică a literii. Căci mintea fiind convinsă de litera legii că dezmierdarea trupului este o poruncă dumnezeiască, nu o primește decât pe aceasta spre conviețuire, socotind-o dumnezeiască și cinstind-o ca pe o fică a legii care împărățește. Notă, legea, nomos, este în grecește de genul masculin, deci poate închipui pe Saul. Și așa pace să se nască din ea modurile de întrebuințare abuzivă a simțurilor. Nota 10. Căci odată ce partea contemplativă a sufletului, ascultând de litera legii, îmbrățișează dezmierdarea trupească în vederea conviețuirii cu ea, socotind-o din pricina poruncii dumnezeiască, începe să întrebuințeze simțurile contrar firii, nemai îngăduind întrebuințarea niciunei lucrări a simțurilor conform cu firea. Deci cel ce se îndelenicește cu slujirea legii în chip trupesc, nota 11, are cunoștința celor dumnezeiești ca pe o țiitoare, nu ca pe o soție legiuită, și face să se nască din ea anatema sau osânda lucrării patimilor și rușinea gândurilor urâte din ele. Iar din Merob, fica lui Saul, adică din lăcomia pântecului, dobândește ca nepoți modurile întrebuințării abuzive a simțurilor. Nota 41. Din această pricină le obișnuiește să omoare rațiunile și gândurile aflătoare în firea lucrurilor, adică pe cele conforme cu firea, ca pe niște ghibeoniți. Căci ghibeoniții se tălmăcesc munteni sau plutitori în văzduh, meteori, indicând desigur rațiunile mai înalte ale contemplației naturale sau gândurile noastre conforme cu firea. Notă, rațiunile și gândurile sunt în grecește de genul masculin. Pe acestea le ucide Saul și oricine imită pe Saul prin dispoziția sa lăuntrică, prin faptul că lăsându-se amăgit de a se ține numai de litera legii, leapădă și strâmbă rațiunile cele după fire. Căci nimeni nu poate să primească o rațiune sau un gând firesc dacă dă atenție numai slujirii trupești a legii.
fiindcă simboalele nu sunt același lucru cu firea. Iar dacă simboalele nu sunt una cu firea, e limpede că cel ce se lipește de simboalele legii, ca de prototipuri, nu poate nici când să vadă ce sunt lucrurile după firea lor. De aceea respinge nebunește rațiunile cele după fire. Nota 12. El nu cugetă că trebuie ocrotiți aceia care au fost cruțați de Iisus, notă Iisus Navi 9, 3 și următoarele, și pentru care acela a purtat și un război înfricoșat împotriva celor cinci regi și au năvălit împotriva lor, război în care a luptat și cerul însuși prin pietre de grindină. Iisus Navi 10, 5 și următoarele, alături de Iisus împotriva celor ce s-au ridicat asupra ghibeoniților, aceia pe care cuvântul cel întrupat i-a pus să cară lemne și apă la cortul dumnezeiesc, adică la Sfânta Biserică, preînchipuită prin cort. Iisus Navi 10, 27, nota 13. Căci acesta este Iisus care a ucis modurile de activitate și gândurile pătimașe care s-au ridicat prin simțuri împotriva lor. Fiindcă totdeauna Iisus, cuvântul sau rațiunea lui Dumnezeu, ocrotește rațiunile contemplației naturale, punându-le să care lemne și apă la cortul dumnezeiesc al tainelor sale, adică să procure materia ce se aprinde de lumina cunoștinței dumnezeiești și să dea prilejul pentru curățirea de petele patimilor și pentru creșterea vieții în duh. Căci fără contemplația naturală nu se susține nimenea în niciun chip puterea tainelor. Nu e greșit însă, nici potrivnic evlaviei, să se spună și aceea că ghibeoniții înfățișează soarta neamurilor ce vin la Iisus, împlinitorul făgăduinților dumnezeiești, care le mântuiește, învățându-le să cară lemne și apă, adică să poarte pe umerii virtuților prin fapte, rațiunea tainică și mântuitoare a crucii și a renașterii dumnezeiești prin apă, și să procure chivotului dumnezeiesc al credinței cele vlavioase, prin făptuire omorârea mădularelor pământești, Coloseni 5.3, ca pe niște lemne, iar prin contemplație revărsarea cunoștinței în duh, ca pe o apă. Nota 14. Deci fie că preînchipuiesc rațiunile contemplației naturale, fie neamurile mântuite prin credință, ghibeoniții l-au pe cel ce s-a hotărât să trăiască în chip iudaic numai după litera legii, drept dușman care luptă împotriva celui ce se mântuiește. Căci acesta slujim pântecelui, ca lui Dumnezeu, Filipeni 3.19, și înfățișându-și rușinea ca pe un lucru vrenic de cinste, se alipește de patimile de ocară, de parcă ar fi dumnezeiești și de aceea nu se îngrijește decât de lucrurile vremelnice, adică de materie și formă, și de lucrarea încincită a simțurilor rău întrebuințate. De cele din tâi care niște fii ai țiitoarei Resva, iar de cele din urmă ca de niște nepoți de la necinstita fiică Moreb, iar simțirea sau lucrarea simțurilor, unindu-se cu materia și forma, pe de o parte dă naștere patimii, pe de alta ucide și stârpește cugetările cele după fire. Nota 15. Pentru că rațiunea firii nu se poate arăta la un loc cu patima, precum nici patima nu se naște împreună cu firea. Notă. Patima e contrară firii, iar firea existând totdeauna potrivit unei rațiuni, patima e contrară și rațiunii. Nota 16. Deci cel ce se ține numai de litera Scripturii ca Saul, pe de o parte respinge rațiunile cele după fire, iar pe de alta nu crede în chemarea neamurilor anunțată tainic de mai înainte, căutând în lege, așa cum o înțelege el, numai plăcerea trupului. Iar câtă vreme stăpânește această dispoziție trupească peste cei ce, înțelegând astfel legea, trăiesc numai după simțuri, nu se ivește în ea foamea cunoștinței duhovnicești. Nota 17. Pentru că foamea este absența bunurilor ce au fost cunoscute, odată prin experiența însăși și lipsa totală a mâncărilor duhovnicești care întrețin sufletul. Căci cum va socoti cineva ca foame sau ca lipsă, absența celor pe care nu le-a cunoscut niciodată? De aceea cât trăiește Saul, nu se ivește foametea, pentru că nu se simțea lipsa cunoștinței duhovnicești, cât trăia litera legii și împărțea peste iudeii cei pământești cu înțelegerea. Când însă începe să strălucească raza harului evanghelic și ia David împărăția peste cei duhovnicești cu înțelegerea, cu alte cuvinte, legea înțeleasă duhovnicește, lucru care se întâmplă după moartea lui Saul, adică după sfârșitul legii, căci David se tălmăcește, disprețuire și cel tare la vedere, primul înțeles potrivindu-i se din punctul de vedere al iudeilor, întrucât litera copleșește Duhul, iar al doilea din punctul de vedere al creștinilor, întrucât Duhul biruiește litera. Nota 18.
Atunci se simte foamea cunoștinței duhovnicești și anume, o simte poporul credincios îndeoște și sufletul fiecăruia îndeosebi când alege învelișul de din afara literii în locul contemplației tainice în duh și socotește așa zicând sufletul scripturii mai de necinse decât trupul ei. Nota 19. Căci cu adevărat flămânzește poporul celor ce cred și au cunoscut adevărul ca și sufletul fiecăruia, atunci când cade din contemplația duhovnicească prin har și ajunge în robia formelor și chipurilor literii, care nu hrănește mintea cu înțelesurile mărețe, ci umple simțirea cu năluciri pătimașe prin figurile trupești ale simbolelor Scripturii. Din această pricină se spune că foamea de cunoștința lui Dumnezeu se prelungește 3 ani unul după altul, căci tot cel ce nu-și însușește înțelegerea duhovnicească a dumnezeieștii Scripturii, leapă de pe de o parte deodată cu ea, asemenea iudeilor și legea naturală, iar pe de altă parte nu cunoaște nici legea harului, prin care li se dă celor călăuziți de ea în dumnezeirea. Prin urmare, foame de acelor 3 ani înseamnă lipsa de cunoștință care le vine din cele 3 legi, din cea naturală, din cea scrisă și din cea a harului, corespunzător cu fiecare, celor ce nu caută prin contemplație înțelesul lor mai înalt. Căci nu poate cultiva câtuși de puțin știința scripturilor, acela care leapă de rațiunile naturale ale lucrurilor, în contemplarea sa și de atenție numai simboalelor materiale, negândindu-se la niciun înțeles duhovnicesc mai înalt. Nota 20. Pentru că atâta timp cât stăpânește numai latura istorică a scripturii, încă n-a încetat stăpânirea celor trecătoare și vremelnice asupra înțelegerii, ci chiar dacă a murit Saul, mai trăiesc copiii și nepoții lui, care sunt 7 la număr. Cu alte cuvinte, din slujirea trupească și vremelnică a legii obișnuiește să se nască în cei iubitori de trup, pentru pricina amintită, o dispoziție pătimașă, ce șare ca încurajare în rătăcire, porunca arătată în simboale. Nota 21. Pentru această pricină socotesc că nu s-a ivit foamete în zilele lui Saul, adică nu se simțea lipsa cunoștinței duhovnicești, în vremea slujirii după trupa legii, ci în vremea harului evanghelic, căci abia acum, după ce a trecut împărăția literii, flămânzim când nu înțelegem duhovnicește toată Scriptura, pentru faptul că nu gustăm din slujirea cea tainică în duh, așa cum se cuvine creștinilor. Iar când ne trezim la simțirea asemenea lui David și căutăm fața Domnului, nota 22, înțelegem limpede că harul cunoștinței s-a luat de la noi, din pricină că n-am primit rațiunile cele după fire, pentru a intra în contemplația tainică în duh, ci suntem lipiți încă de gândurile trupești din litera legii. Și a căutat David, zice Scriptura, fața Domnului și a zis Domnul, peste casa lui Saul nedreptatea, pentru că a omorât pe chibeoniți. David este toată mintea străvăzătoare care viețuiește în Hristos, nota 23, și caută totdeauna fața Domnului. Iar fața Domnului este contemplația și cunoștința adevărată a celor dumnezeiești, pe care căutând-o cineva prin virtute, află pricina pentru care lipsește și primește porunca să dea morții pe cei 2 fii ai lui Saul din țiitoarea sa Resfa și pe cei 5 fii ai fiicei sale Merob. Saul se tălmăcește, cum am spus, prin iadul cerut sau neștiința dorită. Iar neștiința dorită înseamnă, desigur, litera legii, adică stăpânirea slujirii trupești a legii, cu alte cuvinte a părții trupești a legii, sau mintea lipită trupește numai de materia literii prin simțuri. Nota 24. Resfa se tălmăcește calea gurii, care înseamnă învățarea legii numai prin rostirea cuvintelor, căci calea gurii, dar nu și a înțelegerii, o folosește cu adevărat numai cel străin de contemplația duhovnicească a legii. Iar fiii Resfei sunt Ermonti și Memfivoste. Ermonti se tălmăcește anatema lor, ceea ce înseamnă stricăciunea lucrării păcătoase a patimilor prin trup sau locul, adică lumea în care se suportă pedeapsa pentru călcarea poruncii, cu alte cuvinte afecțiunea din plăcere față de lume sau poate mișcarea pământească urâtă și diforma patimilor. Iar Memfivoste se tălmăcește rușinea trupului lor, ceea ce înseamnă mișcarea nenaturală a minții spre păcat, adică gândirea născocită de patim sau poate cultivarea gândurilor iubitoare de lume și de trup, sau în sfârșit mișcarea minții, care dă chip patimilor și plăsmuiește frumuseți plăcute pentru simțuri. Aceștia sunt fiii pe care îi naște legea scrisă
și mintea ce se lipește numai de litera legii, din slujirea legii numai prin rostirea cuvintelor. Iar Merop, fica lui Saul, se tălmăcește săturarea gâtlejului, ceea ce înseamnă lăcomia pântecelui. Căci litera legii care închide în simboale pe cei ce slujesc ei și mintea care mărginește legea în chip literal la figuri, de dragul vieții trupești, nu pot da naștere decât dezmierdării trupului și afecțiunii față de cele materiale. Iar cei cinci fii ai Merobei, fica lui Saul, sunt cele cinci moduri pătimașe ale relei întrebuințări a celor cinci simțuri pe care le naște lui Ezdriel, adică părții contemplative, afecțiunea care slujește prin lege numai trupului, prin dezmierdarea lui. Pe acești doi fii ai lui Saul, adică materia și forma, nota 25, și pe cei cinci nepoți ai lui, adică cele cinci moduri ale mișcării abuzive a simțurilor spre materie și formă, sau împletirea pătimașă și nenaturală a simțurilor cu cele sensibile, sau cu cele supuse timpului și curgerii, după moartea lui Saul, adică după trecerea slujirii trupești a legii și după trecerea neștiinței, David îi predă la porunca dumnezeiască gibeoniților, care viețuiesc pe înălțimea muntelui lui Saul, adică a contemplării duhovnicești a legii, ca să-i omoare. Cu alte cuvinte, legea duhovnicească sau mintea predă afecțiunea generală a celor de sub timp față de partea trupească și sensibilă a simboalelor, rațiunilor și gândurilor mai înalte ale contemplației naturale pentru a o stârpi și ucide. Căci dacă cineva nu a deosebit mai înainte în chip natural lucrurile dumnezeiești și spirituale din simboale, nota 26, și dacă drept urmare nu s-a născut în el dorul de a se apropia numai cu mintea de frumusețea celor spirituale, scoțând cu totul afară simțirea de la adâncurile dumnezeiești, nu se poate elibera de varietatea trupească a figurilor. Iar câtă vreme umblă după acestea, ținându-se de literă, pe drept cuvânt nu afla în are foame de cunoștință, cât s-a ostenit pe sine să mănânce pământul scripturii sau trupul, asemenea șarpelui celui amăgitor, dar nu înțelesul sau ducul și sufletul scripturii, adică pâinea cea cerească și îngerească, înțeleg contemplarea și cunoștința duhovnicească, cea în Hristos a scripturilor, mâncare pe care o dorește Dumnezeu din belșug, celor ce iubesc pe el, precum s-a scris, pâine din cel de-a dat lor, pâinea îngerilor a mâncat omul. Psalmul 74, 24. Prin urmare, dacă dorim să ne săturăm cu harul dumnezeiesc, trebuie să stârpim înțelegerea trupească, cea după simțuri a scripturii, care dă naștere patimilor și dispoziții afectuoase față de cele vremelnice și trecătoare, să le stârpim și pe acestea ca pe niște fii și nepoți ai lui Saul, prin contemplația naturală, într-o înălțime a rațiunilor sau cuvintelor dumnezeiești, ca într-un munte. Căci dacă după cuvântul dumnezeiesc asupra lui Saul și asupra casei lui atârnă nedreptatea, fiindcă au omorât pe chibeoniți, e vădit că legea înțeleasă numai după literă, adică poporul iudeilor și tot cel ce imită pe acela în ce privește înțelegerea, căci pe aceștia i-a numit Scriptura casa lui Saul, săvârșește nedreptate față de adevăr. Fiindcă acesta mărginește înțelesul legii numai la literă și nu primește contemplația naturală, care ajută la descoperirea cunoștinței ascunsă tainic în literă și mijlocește între figuri și adevăr, desfăcând pe cei călăuziți de ea de la cele din tâi și lucrându-i pe cel din urmă și o respinge pe aceasta cu totul și o înlătură de la cunoașterea tainică a celor dumnezeiești. Așadar, cei ce caută vederile cele dumnezeiești trebuie să omoare această înțelegere trupească, vremelnică și trecătoare a legii, prin contemplația naturală, într-o înălțime a cunoștinței ca într-un munte. Și a chemat, zice David, pe ghibeoniți și le-a zis lor, ce voi face vouă și cu ce să vă împac ca să binecuvântați moștenirea Domnului? Și au zis către rege, bărbatul care ne-a zdrobit pe noi și ne-a prigonit și a socotit să ne stârpească pe noi, să-l pierdem pe el ca să nu mai stea în tot hotarul lui Israel. Dați-ne 97 bărbați din fiii lui și îi vom spânzura pe ei Domnului în muntele lui Saul. Și a luat regele pe cei doi feciori ai Resfei, fica lui Aia, țiitoarea lui Saul, pe Ermonti și pe Memfisvoste, și pe cei cinci feciori ai Merobei, fica lui Saul, pe care i-a născut lui Ezdriel, și i-a dat pe ei în mâna ghibeoniților. Și i-au spânzurat pe ei în muntele înaintea Domnului și au căzut acolo cei șapte împreună și i-au omorât în zilele secerișului, la începutul secerișului, oarzelor. Doi împărați, 21:29. Unde aflăm în istorie să fi stârpit ghibeoniții pe Saul ca să nu mai stea el în tot hotarul Israel?
căci Maribaal, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a fost scăpat de regele David, 2 împărați 21-7, dar acolo îi se spune fiul lui Ionatan, tot Memfiboste, ca și mulți alții din familia lui Saul, cum se arată în cartea Paralipomenelor, 1 Paralipomena 12-2. Și cum pot spune ghibeoniții, luând din sămânța lui Saul 7 bărbați, îl vom pierde pe el ca să nu mai stea în tot hotarul lui Israel, odată ce acela murise cu mulți ani înainte. Precum se vede, s-a amestecat în povestirea istorică ceva fără noimă, ca să ne îmboldească să căutăm adevărul mai mult a celor scrise. Deci stârpește înțelesul cel trupesc al Scripturii, adică pe Saul, din tot hotarul lui Israel, cel ce omoară de fapt prin contemplația naturală, ca prin niște ghibeoniți, afecțiunea pofticioasă și trupească față de materia nestatornică și curgătoare, afecțiunea născută în suflet din legea scrisă. Acela ucide ca pe niște fii și nepoți ai lui Saul, înțelesul pogorât al legii, prin mijlocirea contemplației naturale, într-o înălțime a cunoștinței ca într-un munte, și descoperi înaintea Domnului prin mărturisire înțelegerea trupească a legii de mai înainte. Căci așa poate fi înțeleasă spânzurarea înaintea Domnului decât pe cei iubitori de învățătură. Aceia scot prin cunoștință la lumină înțelegerea greșită ce o aveau despre lege luată după literă, nota 27. Dar tot cel ce a ucis înțelegerea trupească a legii, a ucis și a stârpit de sigur litera legii, ca să nu mai stea în tot hotarul lui Israel, adică în toată rațiunea contemplației duhovnicești, nota 28. Căci Israel se tălmăcește minte văzătoare de Dumnezeu, dar e vădit că latura trupească a legii nu se mai poate afla în niciun fel în contemplația duhovnicească a celor ce au ales Duhul în loc de literă. Căci după cum s-a scris, Duh este Dumnezeu și cei ce se închină Lui se cade să-i se închine în Duh și adevăr, Ioan 4:24, nu în literă, fiindcă litera omoară, iar Duhul face viu, 2 Corinteni 3:7. Pentru aceasta, ceea ce obișnuiește să omoare, trebuie să fie omorât prin Duhul de viață făcător, căci este cu neputință să existe și să lucreze împreună partea trupească și partea dumnezeiască a legii, adică litera și Duhul, odată ce nu poate lucra în armonie, ceea ce nimicește viața cu ceea ce o hărăzește prin fire. Nota 29. Deci, socotind acest loc a istorie, ceea ce spune Scriptura nu corespunde adevărului. Căci cum au stârpit ghibeoniții pe Saul din tot hotarul lui Israel, odată ce se află și după aceea mulți din familia lui în popor. Dar înțelegând acestea spiritual, aflăm în chip clar că legea scrisă, adică rânduiala trupească a slujirii în simboale, e desființată total prin mijlocirea contemplației naturale într-o înălțime a cunoștinței. Căci unde mai dăinuiește tăierea împrejura trupului când legea e înțeleasă duhovnicește? Unde mai sunt sâmbetele și începuturile lunilor? Unde praznicele sărbătorilor? Unde mai e rânduiala jertfelor a odihnei pământului și celelalte prescripții ale slujirii trupești a legii? Căci privind lucrurile în chip natural, știm că desăvârșirea nu stă în a tăia ceva din întregimea cea după fire lăsată de Dumnezeu. Nota 30. Doar nu stă desăvârșirea în ciuntirea meșteșugită a firii și în lepădarea prin nesocotire a ceea ce i s-a dat de la Dumnezeu potrivit cu rațiunea creațiunii. Astfel am socotit că meșteșugul e mai puternic ca Dumnezeu în întărirea dreptății și am considerat ciuntirea născocită a firii drept întregirea unei dreptăți ciuntite după creațiune. Nota 30. Și din locul tipic pe care îl ocupă părticica tăiată, învățând să facem în chip duhovnicesc sau gnostic tăierea împrejura dispoziției pătimașa sufletului, ca plecarea voii noastre să se conformeze mai deplin cu firea, corectând legea pătimașa nașterii sau facerii adăugată pe urmă. Căci tăierea tainică sau mistică împrejur constă în tăierea totală a afecțiunii pătimașa minții față de nașterea sau facerea ivită pe urmă. Nota 31. Iar sâmbăta sau sabatul este oprirea deplină a lucrării patimilor și încetarea totală a mișcării minții spre cele create, precum și desăvârșita trecere la Dumnezeu. Nota 32. Cel ajuns apoi la Dumnezeu, atât cât e cu putință omului, prin virtute și cunoștință, nu trebuie să mai cugete ca la niscai lemne, la vreo materie oarecare ce aprinde patimile, nici să nu mai adune rațiunile firii, ca să nu dogmatizăm ca e linii un Dumnezeu
ce se îndulcește cu patimile sau se măsoară cu hotarele firii, căci atunci pe Dumnezeu nu-l strigă decât tăcerea desăvârșită, nota 33, și nu și-l reprezintă decât neștiința totală prin depășire. Iar începuturile lunirilor, zicem că sunt diferite iluminări ce ne întâmpină pe drumul zilelor trăite în virtute și cunoștință, nota 34, cu ajutorul cărora privim deodată peste toate veacurile în plin imanul primit al Domnului, Isaia 61:2, împodobit cu cununa bunătății, Psalmul 42:2. Iar cununa bunătății este credința curată, împodobită cu cuvintele înalte ale dogmelor și cu cugetările duhovnicești, ca cu niște pietre prețioase și încoronând mintea iubitoare de Dumnezeu ca pe un cap, nota 35. Sau mai bine, cununa bunătății este, nota 36, însuși cuvântul lui Dumnezeu, care cu felurimea modurilor providenței și ale judecății, adică prin înfrânarea de la patimile de bunăvoie și prin răbdarea celor fără de voie, nota 37, înconjoară mintea ca pe o frunte și prin împărtășirea harului dumnezeirii, face mintea mai frumoasă decât pe sine însuși. Dintre sărbători, cea din tâi, nota 38, este simbolul filozofiei active care trece pe cei călăuziți de ea din Egiptul păcatului la virtute. A doua, nota 39, este chipul contemplației naturale în duh, care aduce lui Dumnezeu ca pe o pârgă a secerișului cunoștința evlavioasă despre lucruri. A treia simbolizează taina teologiei sau a cunoștinței de Dumnezeu, nota 40, îmbrățișând aptitudinea sau deplinerea cunoașterii tuturor rațiunilor duhovnicești din păpturi, desăvârșita nepăcătuire prin har în temeiul economiei cuvântului, întrupat și neschimbabilitatea nemuritoare și desăvârșită în bine, ca una ce e împreunată cu trâmbiți, cu jertfă de împăcare și cu fixarea de corturi. Notă, trâmbițele vestesc cunoștința, jertfa aduce curăția de păcate, iar fixarea costului înseamnă fixarea trupului ca să nu se mai sfărâme. Acesta socotesc că este un înțeles al cinstirii zilelor, căci nu a poruncit Dumnezeu să se cinstească sâmbăta, începuturile lunilor și sărbătorile, fiindcă a voit să fie cinstite anumite zile de către oameni. În felul acesta i-ar fi învățat, prin porunca legii, să slujească făpturii în locul făcătorului, făcându-i să-și închipuie că zilele sunt venerabile prin fire și de aceea trebuie să li se aducă închinare. Nota 41. Dumnezeu însă a indicat simbolic că El este acela care trebuie să fie cinstit prin zile, că cel este sâmbăta ca cel ce e repausul sufletului după ostenirile în trup și odihna după străduințele pentru dreptate. Nota 42. El este și Pasca, fiindcă slobozește pe cei ținuți în robia amară a păcatului, dar este și cinzecimea, ca început și sfârșit sau țintă finală al lucrurilor și ca rațiune sau cuvânt pentru care se coprind toate prin fire. Nota 44. Căci dacă cinzecimea cade după perioada unei săptămâni de săptămâni, ea este o zecime încincită. Dar aceasta înseamnă că natura celor create, care după rațiunea sa e încincită, din pricina simțurilor, după străbaterea naturală a timpului și a veacurilor, se va sălășlui în Dumnezeu cel unul din fire, nemai având nicio margine, notă, la care să ajungă, căci în Dumnezeu nu este niciun interval. Fiindcă spun unic că cuvântul este o monadă ce se lărgește ca providență, înaintând în cele 10 porunci, când însă firea se va uni după har cu cuvântul, nu vor mai exista cele fără de care nu este nimic, notă, timpul și spațiul, încetând mișcarea ce transformă sau alterează pe cele ce se mișcă prin fire, căci stabilitatea mărginită în care se găsește în chip necesar prin transformare mișcarea celor ce se mișcă, trebuie să primească un sfârșit prin venirea stabilității nesfârșite în care are să se odihnească mișcarea celor ce se mișcă, pentru că unde este o graniță după fire, este și o mișcare ce transformă pe cele ce se află în acel cuprins. Iar unde nu este o graniță, desigur că nu se va cunoaște nicio mișcare care să transforme pe cele cuprinse acolo. Lumea însă este un spațiu mărginit și o stabilitate mărginită, iar timpul o mișcare circumscrisă. De aceea mișcarea din cursul vieții transformă cele aflătoare în lume. Când însă firea va trece cu lucrarea și cugetarea peste spațiu și timp, adică peste cele fără de care nu este nimic sau peste stabilitatea și mișcarea mărginită,
și se va împreuna nemijlocit cu providența, va afla providența ca pe o rațiune prin fire simplă și stabilă, ce nu are nicio margine și de aceea nicio mișcare. Deci până ce firea se află în lume, în chipul temporal, e supusă mișcării transformatoare din pricina stabilității mărginite a lumii și a coruperii prin alterare în cursul timpului. Dar ajuns în Dumnezeu, va avea datorită monadei naturale a celui în care a ajuns o stabilitate pururea în mișcare și o identică mișcare stabilă, săvârșită etern în jurul acelui unul și singur. E ceea ce numește Scriptura sălășluirea statornică și nemijlocită a celor create în jurul primelor cauze. Taina cincizecimii este deci unirea nemijlocită a celor providențiați cu providența, adică unirea firii cu cuvântul prin lucrarea providenței, unire în care nu se mai arată nici timp, nici devenire. Iar trâmbița este cuvântul ca cel ce face să răsune noi cunoștințele dumnezeiești și negrăite. Tot el este și ispășire, ca cel ce s-a făcut ca noi și topește în sine, fără de legile noastre și cu darul Harului Duhovnicesc, îndumnezeiește firea care a păcătuit. Și în sfârșit, el este și înfigerea corturilor, ca cel ce ne fixează neschimbabilitate prin deprinderea noastră în bine, asemenea lui Dumnezeu, și constituie legătura care ne duce prin prefacere spre nemurire. Nota 45. Iar dacă ne apropiem cu înțelegerea naturală de Scriptură, nu credem că prin tăierea de dobitoace, necuvântătoare și prin stropiri de sânge, îl îndulcim pe Dumnezeu ca să dea iertarea păcatelor ca o răsplată celor ce le aduc. Dacă am crede aceasta, ne-am închinat fără să ne dăm seama unui Dumnezeu pătimaș, care dorește cu patimă și cu multă sârguință acele lucruri, pentru care socotim și pe oamenii ce le caută cu mare poftă, ca neîmprânați și nestăpâniți. Nota 46. Și e vorba aici de jertfe duhovnicești, căci jertfe duhovnicești știm că sunt nu numai omorârea patimilor înjugheate cu sabia Duhului, care e cuvântul lui Dumnezeu, și deșertarea în intenția întregii vieți din trup, asemenea sângelui, și aducerea înțeleaptă a moravurilor și a tuturor facultăților naturale lui Dumnezeu, ca ardere de tot în focul harului celui în Duh, spre a le preda lui Dumnezeu. Nota 47. Astfel, înțelegând în chip natural, notă, e vorba de contemplarea naturală care se face în Duh prin har, spre deosebirea de privirea trupească exterioară, fiecare din simboalele aflătoare în Scriptură, omorâm într-o înălțare a contemplației tainice ca pe un munte, pe șapte dintre fiii lui Saul, adică predania vremelnică a legii, notă, numărul șapte închipuiește timpul. E vorba aici de latura vremelnică, trecătoare a legii. Și stârpim pe Saul, adică înțelesul trupesc legat de litera Scripturii, spre a nu mai sta el în tot hotarul lui Israel, adică în contemplația duhovnicească. Căci trăind acesta cu adevărat, zdrobește, prigonește și stârpește rațiunile și gândurile naturale prin faptul că mărginește legea numai la trup, cinstit ca dumnezeiești patimile de ocară. Nota 48. Dar gândurile naturale, luând în covințare de la legea Duhului, omoară aceste patimi pe toate deodată, la începutul secelișului oarzelor, adică atunci când prin filozofia lucrătoare a rațiunii, cumpănită, adună la un loc toate virtuțile. Notă. E faza prima a vieții duhovnicești, faza purificării sau a dobândirii virtuților. Atunci e omorât înțelesul pământesc a Scripturilor și toată năzuința trupească e stârpită cu desăvârșire, căci îndată ce se îndelenicește cineva în mod rațional cu filozofia virtuților și a mutat în chip firesc înțelegerea Scripturilor spre Duh, el slujește acum în chip activ lui Dumnezeu pentru înnoirea Duhului prin vederile cele înalte și nu într-o vechime a literii prin înțelegerea coborâtă trupească și simțuală a legii pe a hrăni patimile și a sluji păcatului asemenea iudeilor. Nota 49. El ucide cu fapta, prin gândurile naturale, înțelegerea pătimașă și trupească a legii, cum istorisește cuvântul Scripturii zicând, și a luat regele pe cei doi fii ai lui Respei, fica lui Aia, țiitoarea lui Saul, pe Ermonti și pe Memfiboste, și pe cei cinci fii ai lui Merobei, fica lui Saul, pe care i-a născut lui Esdriel, și a dat pe ei mâna ghibeoniților. Mâna ghibeoniților este activitatea virtuoasă a gândurilor naturale, nota 50, prin care sunt uciși fiii Respei, Ermonti și Memfiboste, adică lucrarea patimilor și mișcarea desfrânată a gândurilor născute
din învățarea trupească a legii, numai prin rostirea cuvintelor. De asemenea, cei cinci fii ai merovei, adică modurile desfrânate ale celor cinci simțuri, născute din voluptate prin întrebuințarea contrară firii a lucrărilor. Pe acestea le omoară împreună, ca într-un munte, pe înălțimea contemplației duhovnicești, orice minte înaltă și sublimă în cele dumnezeiești, la începutul secerișului oarzelor, adică la începutul activității virtuoase sau al contemplației vlavioase conforme cu firea. Le omoară împreună întrucât, în junghe deodată lucrarea patimilor, mișcarea urâtă a gândurilor și modurile desfrânate ale lucrării abuzive a simțurilor. Și au căzut, zice, împreună cei șapte și i-au omorât la începutul secerișului oarzelor. Și-a luat resa fiica lui Aia, sac și l-a întins ieși pe piatră, până a căzut peste ei ploaia lui Dumnezeu din cer. Rasfa, precum am spus, înseamnă drumul gurii, care este învățarea trupească a legii numai prin rostirea cuvântului. Aceasta, după ce sunt omorâte patimile născute din ea și după ce se fac arătate ca pe un munte pe vârfurile contemplației naturale, în inima celor stăpâniți mai înainte de ea, nota 51, își așterne ca un sac căința pe piatră, adică pe credința în Domnul, împlinind în duh prin pocăința cea după Hristos cele orânduite. Ziua și noaptea, iar adică înaintea ochilor prin amintire, ca pe niște fii, împlinirea trupească de mai înaintea legii, până ce cade ploaia lui Dumnezeu din cer, adică până ce sunt trimise cunoștințele dumnezeiești ale Scripturii din înălțimea contemplației duhovnicești, nota 52, ca să stingă patimile și să restaureze virtuțile. Căci deprinderea în ale legii, venind prin pocăință la Hristos, piatra cea adevărată și tare, primește ploaia dumnezeiasă a cunoștinței duhovnicești a Scripturii, după împlinirea poruncii regelui David, adică a minții celei tari la vedere, căci se zice, și a făcut toate câte le-a poruncit regele, iar după acestea s-a milostivit Dumnezeu de țară. Prin urmare, deprinderea cu dumnezeieștile Scripturi, strămutându-se la Hristos, adică la piatră, după porunca regelui David, adică a legii duhovnicești sau a minții celei tari la vedere, prin mijlocirea căinței, al cărei simbol e sacul, împreunată cu lucrarea virtuților, face să coboare ploaia dumnezeiasă a cunoștinței și le înduplecă pe Dumnezeu să se milostivească de pământul sau țara inimii și să trimită șuvoaile dumnezeiești ale darurilor sau harismelor și să procure din belșug roadele dreptății. Prin aceasta pune capăt neștiinței de mai înainte a celor dumnezeiești, care stăpânea ca o foamete și umple țara de bunătățile duhovnicești, încărcând sufletul cu grâu, cu vin și cu un de lemn. Cel din tâi, nota 53, îl întărește ca învățătura conștiinței lucrătoare. Al doilea, nota 54, îl înveselește ca o dragoste dumnezeiască ce înviorează ardoarea dorinței după unirea cu Dumnezeu, iar cel din urmă, nota 55, luminează fața virtuților ca o nepătimire lină și liniștită, străvezie și luminoasă și liberă de toată mișcarea pământească. Nota 56. Deci să zicem și noi asemenea marului David, să stârpim pe Saul din tot hotarul Israel, adică să omorim slujirea cea pământească și trupească a legii, sau chipul iudaic al slujirii și înțelesul trupesc și imediat al literii Scripturii, din toată contemplația tainică și să trecem la înțelesul duhovnicesc care îndumnezeiește și să ne împăcăm cu ghibeoniții, adică cu rațiunile naturale ale lucrurilor pe care i-a scăpat neatins și Iisus, Iosua 9:20, adevăratul împlinitor al făgăduinților dumnezeiești și pentru a căror stârpire de către Saul a oprit Dumnezeu ploaia dumnezeiască a cunoștinței tainice. Iar prin ghibeoniți, adică prin contemplația naturală, să omorâm înțelegerea pătimașă, materială și vremelnică a legii, adică pe cei șapte bărbați din fiii lui Saul pe care îi naște Resfa, sau drumul gurii, care este învățarea trupească a legii, și merob, care se tălmăcește săturarea gâtlejului, adică dezmierdarea pântecelui, cea din tâi născând, adică pe Memfivoste și pe Ermondi, dintre care primul se tălmăcește rușinea gurii, a celălalt anatema lor, sau deprinderea și lucrarea patimilor, iar cea de-a doua născând pe Ezdriel, adică părții contemplative a sufletului, pe cei cinci fii, adică cele cinci moduri pătimași ale relei întrebuințări a simțurilor. Stârpindu-le pe acestea prin contemplația naturală, împăcăm pe Dumnezeu cel mâniat, ca unii ce am trecut de la literă la duh. Prin aceasta facem să coboare ploaia dumnezeiască a cunoștinței și ne bucurăm din belșug de roadele dreptății. Căci ridicând litera legii ca pe un Saul oarecare, sau înțelegerea materială a literii,
născută în cei pământești la înțelegere, ca pe niște fii și nepoți ai lui Saul, la înălțimea cunoștinței tainice și duhovnicești, prin mijlocirea contemplației naturale, omorând tot înțelesul trupesc și vremelnic, sau mai bine zis, pământesc al legii, dacă l-am urât și noi pe Saul cu Dumnezeu și l-am socotit nevrednic să mai împărățească peste Israel. 1 Regi 16:1, adică dacă am respins modul trupesc al Scripturii sau iudaismul, ca să nu mai împărățească peste puterea cugetătoare din noi sau spre a orobi trupului. Căci trebuie să-l urâm pe Saul sau slujirea trupească a legii și să-l scoat în demnitatea împărătească, fiindcă a cruțat pe Agag, regele lui Amalec, și pe cele mai grase din oile și vitele aceluia, ca și viile și măslinii lui, adică materiile care aprind mânia și pofta, și pricinile dezmierdărilor, ba pe însuși Agag, l-a trecut viu în pământul făgăduinței, 1 Regi 15:8, ceea ce înseamnă că a strămutat vițelul sau cugetul pământesc al trupului în locul cunoștinței dumnezeiești, adică în inimă, nota 57. Căci Agag se tălmăcește vițel, fiind poate vițelul acela pe care nebunul și neînțeleptul Israel, nota 58, turnându-și-l în pustie, l-a îndumnezeit, Exod 32:4, prețuind mai mult plăcerea pântecelui decât slujirea dumnezeiască. Pe acest vițel îl nimicește Moise și Samuel, cel din tâi fărămițându-l și împrăștiindu-l sub apă, iar cel de-al doilea junghindu-l cu sabia duhovnicească. Exod 32:20, 1 Regi 15:32. Cu alte cuvinte, îl nimicește harul viu și lucrător al Duhului Sfânt, căci aceasta înseamnă Moise, și ascultarea lui Dumnezeu prin împlinirea poruncilor, căci aceasta înseamnă Samuel. Notă, Moise simbolizează harul botezului, Samuel, împlinirea poruncilor de după aceea. Niciuna fără alta nu ajunge pentru nimicirea păcatului. De fapt, Moise se tălmăcește apă săltătoare, iar Samuel, ascultarea lui Dumnezeu, care este credința adevărată și viața după voia lui Dumnezeu. Deci stăpânirea păcatului sau cugetul trupesc e omorât pe de o parte de harul Sfântului Botez, iar pe de alta e înjunghiat de ascultarea lucrătoare a poruncilor dumnezeiești cu sabia Duhului, adică cu cuvântul cunoștinței dumnezeiești cele în Duh. Căci ascultarea aceasta strigă tainic către patima păcatului, care a strigat și mare Samuel către Agag, precum sabia ta a lipsit pe mame de copiilor, așa și mama ta va fi azi între femei lipsite de fii. 1 Regi 15:33. De fapt, patima lăcomiei stomacului a lipsit multe virtuți de fii, pierzându-i prin gândul lucios și lunecos al plăcerii, ca printr-o sabie. Căci prin necumpătare stârpește semințele cumpătării, prin lăcomie strică cumpăna egală a dreptății, prin iubirea trupească de sine, taie legătura naturală a iubirii de oameni și, scurt vorbind, patima lăcomiei pântecelui omoară toți copiii ce se nasc din virtute. Iar această patimă o desfințează, precum am zis, numai harul botezului și împlinirea poruncilor prin ascultarea lui Dumnezeu. Nota 59. Deci Dumnezeu, după ce a uns ca regea lui Israel legea, care cultivă prin literă patima aceasta, se căiește și trece puterea împărăției de la ea, dându-o lui David, adică legii evanghelice și duhovnicești. Căci David este fiul lui Iesei, iar Iesei se tălmăcește facerea lui Dumnezeu. De Sfânta Evanghelie este rodul facerii sau a lucrării proprie a lui Dumnezeu în trup. Ea primește împărăția pentru veacuri nesfârșite. Sub stăpânirea ei avem parte de o bucurie și de o veselie netrecătoare, căci ea e ziua neînserată și fără de sfârșit, fiindcă se spune, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Psalmul 117:23. Iar ziua înseamnă aici harul Evangheliei. Notă, harul în grecește e feminin, deci poate fi înțeles ca ziua, sau taina aceluia care a adus acest har și în care vrea să umblăm, cum zice Dumnezeiescul Apostol, noi toți cu bună cuvință, ca în ziua cunoștinței și a adevărului. Roman 13:13. Căci ziua luminii veșnice este Hristos însuși, în care trebuie să viețuiască toți cei ce au crezut în El într-o bună cuvință a virtuților, fiindcă El singur a fost făcut de Dumnezeu după trup, fără de sămânță, și-a înnoit legile firii și a fost gătit înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și spre slava poporului lui Israel. Luca 2:31-2. Căci Domnul nostru este într-adevăr lumina neamurilor, descoperindu-le prin cunoștința cea adevărată ochii înțelegerii, acoperiți de întunericul neștiinței, nota 60. Și cu adevărat s-a gătit pe sine popoarelor credincioase, pildă bună a virtuții și a viețuirii dumnezeiești, făcându-se chip și model al feței celei virtuoase, nota 61,
spre care privim ca spre călăuza mântuirii noastre, izbutim să dobândim, imitându-L prin faptele noastre, virtuțile pe când ne este cu putință. Dar tot El este ca Dumnezeu și cuvântul și slavă poporului Israel, întrucât umple mintea de strălucirea luminii dumnezeiești, a cunoștinței prin contemplație tainică. Nota 62. Sau poate Scriptura numește popoare rațiunile naturale, iar față a lor slava fără pată, a cărei pregătire sau lumină spre cunoaștere s-a făcut însuși cuvântul ca făcător al firii. Nota 64. Iar neamurile, notă neamurile, au în înțeles inferior popoarelor, fiind neamurile străine sau păgâne, sunt patimile contra firii, nota 64, pe care le descopere din ascunzișul lor, dăruind lumina cunoștinței și le smulge cu totul din fire. Deci cuvântul se face slavă a lui Israel, deoarece curățește mintea de patimile contra firii și o împodobește cu rațiunile cele după fire, dar pe lângă aceea și pentru conconjoară, cu diadema neschimbării prin îndumnezeire, nota 65, căci slava adevărată a lui Israel constă în izbăvirea de patimile contrare firii și în dobândirea rațiunilor fire și a bunurilor mai presus de fire. În ce-l privește pe acest David spiritual, deși e pismuit de Saul, nu e biruit. Dimpotrivă, dată fiind marea sa iubire de oameni și nepătimirea la care a ajuns, chiar urât fiind liniștește prin chitara Duhului, pe dușmanul chinuit de Duhul cel rău și îl domolește, scăpându-l ca de un drac viclean de boala ce area, epilepsia a cugetului pământesc. 1 Regi 16, 18, 18-9. Căci tot cel ce urăște din pismă și ponegrește cu răutate, pe cel ce e mai tare în nevoințele virtuților și mai bogat în cuvântul cunoștinței duhovnicești, este un Saul chinuit de Duhul cel rău, pentru că nu suferă faima și fericirea celui mai bun în virtute și cunoștință și se înfurie cu atât mai tare cu cât nu-l poate ucide pe binefăcător. 1 Regi 20-30. Adeseori acesta îl repede cu ciudă chiar și pe prea iubitul său Ionatan, adică gândul intim al cunoștinței, care mustră ura nedreaptă și povestește cu respect de adevăr vrănicile celui urât. 1 Regi 19-5. El se poartă, deci, întocmai ca Saul, nebunul de odinioară, către care a zis Samuel după ce a călcat poruncile dumnezeiești, nebunește ai lucrat, că ai călcat porunca mea care ți-a dat-o ție Dumnezeu. 1 Regi 15-19. Iar Saul este, cum am spus înainte, sau legea scrisă, sau nația iudeilor care viețuiește după legea scrisă, căci de la amândouă acestea, care sunt împletite între olaltă în chip pământesc, se depărtează Duhul Domnului, adică contemplația și cunoștința duhovnicească, în locul lui venind Duhul rău, adică cugetul pământesc, care le chinuiește cu turburările și frământările neîntrerupte ale celor supuse facerii și stricăciunii, ca pe unele ce sunt posedate de boala nestatorniciei gândurilor. Căci legea privită numai după literă și înțeleasă material e parcă stăpânită de boala ce are fiind frământată de nenumărate contraziceri și neavând nicio armonie cu ea însăși, iar mintea iudaizantă, zăpăcită până la nebunie, de învârtirea și nestatornicia celor materiale, își schimbă în chip necesar și ea mereu dispoziția. Dar când David, adică Domnul nostru Iisus, care e prin fire cu adevărat cântăreț, încântă prin duhul contemplației tainice legea și pe iudeu, pe cea din tâi o face din pământească duhovnicească, iar pe cel de-al doilea îl mută de la necredință la credință. Deci, asemenea lui Saul, atât legea cât și nația iudaică pot fi și posedate și înțelepte. Legea este posedată când e înțeleasă pământește, iar iudeul este posedat când vrea să slujească lui Dumnezeu pământește. Și iarăși legea este înțeleaptă când e înțeleasă duhovnicește, iar iudeul e înțelept când a trecut de la slujirea trupească la cea duhovnicească a lui Dumnezeu. Denotat că pe cei scăpați de Iisus îi omoară Saul, căci pe cei pe care îi salvează Duhul îi omoară litera. De aceea Dumnezeu, care a uns pe Saul, înțeleg legea scrisă ca să împărățească peste Israel, se căiește când o vede înțeleasă trupește de către iudei și dă puterea împărăției Duhului, care este aproapele literei, însă mai bun decât ea. Și voi da, zice, împărăția aproapelui tău, care este mai bun ca tine. 1 Regi 15-28. Căci precum David era aproape de Saul, la fel Duhul se află în vecinătatea literii, obișnuind să se arate după moartea literii. Nota 66.
Să rugăm deci și noi pe David cel spiritual, nota 67, să cânte minții noastre posedate de cele materiale, din harpa contemplației și cunoștinței duhovnicești, și să alunge Duhul rău, care o rostogolește prin simțuri în cele materiale, ca să putem înțelege legea duhovnicește și să aflăm rațiunea tainică ascunsă în ea, spre a ne-o face avuție statornică și mărind despre viața veșnică, ca să nu rămânem numai cu împrumutul legii simbolice a literii, străind de cunoștința duhovnicească cea după har, și să ne îndelenicim numai cu întrebarea despre cele dumnezeiești, ca unii ce nu vedem, lipsindu-ne de privirea tot clară a adevărului indicat de cuvintele tainice. Nota 68. Căci Saul tălmăcit în grecește înseamnă amândouă acestea, fiindcă pe lângă cele spuse, el mai înseamnă fie un lucru împrumutat, fie întrebare. Iar legea scrisă este și una și alta. Este primul lucru întrucât nu este un bun propriu al firii și o însoțește pe aceasta în existența ei. Iar al doilea întrucât ne stârnește spre cunoștința adevărată și spre înțelepciunea originară pe noi, cei ce nu socotim întrebarea ca însăși înțelegerea adevărului originar al celor dumnezeiești, și ne sârguim numai prin simboalele trupești ale legii, ca printr-o întrebare oarecare, spre înțelegerea bunurilor dumnezeiești. Aceasta ca să ne odihnim cu grijă de grija întrebării în care se află poate de multe ori și rătăcire, nota 69, odată ajuns la adevărul celor după care întrebăm, și să primim fericirea produsă în chip neschimbat de împărtășirea de ele, nota 70, fericire ce preface trăsăturile ființei noastre după chipul ei întru Hristos Iisus, Dumnezeul și Mântuitorul nostru, căruia să-i fie slava în vecii vecilor. Amin. Scoli 1. Mintea curățită până la capăt prin virtuți învață să cunoască rațiunile virtuților, făcându-și din cunoștință, cunoștința întipărită de ele în mod dumnezeiesc, o față proprie, căci prin sine mintea este fără formă și fără trăsături, având ca formă dobândită fie cunoștința în duh întemeiată pe virtuți, fie neștiința produsă de patimi. 2. Cel ce a primit ca forma minții cunoștința dumnezeiască în duh, cea din virtuți, se zice că pătimește cele dumnezeiești, fiindcă nu a primit-o pe aceasta prin fire datorită existenței, ci prin har după participare. Iar cel ce n-a primit cunoștința cea din har, chiar de a spune ceva ce ține de cunoștință, nu cunoaște din experiență înțelesul a ceea ce spune. Căci învățarea simplă a unui lucru nu dă cunoștința pe care o dă deprinderea. 3. Spune bine cum trebuie înțeles Saul în acest loc al Scripturii, căci acest înțeles se potrivește în multe privințe cu înțelesul din alte locuri și cu ceea ce rezultă din istorie. 4. Precum cel ce se împreună cu o țiitoare nu are căsătoria legiuită, la fel cel ce se îndelenicește cu învățarea legii trupește, nu are cu ea o conviețuire legiuită, născând din ea dogme nelegiuite și nelegitime, care se strică odată cu viața trupului. 5. Cel ce își însușește scriptura trupește, învață din ea păcatul cu faptă, iar mintea îi se deprinde să cugete la păcat. Acela învață din litera legii despre desmierdări, împreunări desfrânate și ucideri, și se deprinde să socotească spurcată toată zidirea lui Dumnezeu. 6. Alt înțeles spiritual. Anatema este lumea aceasta, ca loc de osândă, pe care îl naște prin patimă sau prin poftă, cel ce nu străbate cu mintea la duhul legii. 7. Lucrul spre care ne simțim atrași, la acela și cugetăm cu mintea. 8. După alt înțeles, anatema este mișcarea fără chip a patimilor, iar rușinea gurii este mișcarea minții, ce dă patimii un chip pentru simțuri și procură prin născociri o materie potrivită patimii. 9. Înfățișează în rezumat cele trei înțelesuri ale textului. 10. Cel ce e convins că e poruncă de la Dumnezeu să se desfăteze trupește după lege, primește cu bucurie lăcomia pântecelui, ca pe un dar dumnezeiesc spre împreună viețuire, și din ea naște modurile ce întinează prin reantrebuințare lucrarea simțurilor. 11. Scurtă recapitularea celor spuse mai înainte, prin care se arată că cel ce înțelege legea trupește are învățătura despre ea ca pe o țiitoare, din care naște deprinderea și lucrarea patimilor și își aduce în casă lăcomia pântecelui, de parcă ar fi dumnezeiască, dând naștere modurilor care întinează prin reantrebuințarea simțurilor, ca prin ele să stârpească rațiunile și semințele naturale din lucruri. 12.
Cel ce rămâne la simboarele legii nu poate să privească firea lucrurilor potrivit cu rațiunea, ci să îngrijească de rațiunile puse de făcător ființial în lucruri, din pricina deosebirii între simboale și firea lucrurilor. 13. Rațiunile firii cară lemne, făcându-se materie pe seama conștiinței celor dumnezeiești și cară apă, înfăptuind curățirea de patini și răspândirea lucrării de viață dătătoare a Duhului. 14. Alt înțeles al acelorași, înfățișând prin ghibeoniți chemarea neamurilor. 15. Ermonti și Memfivoste sunt materia și forma, iar cei cinci fii ai Merobei, încincit area întrebuințarea simțurilor. Împreunându-le pe acestea la oaltă, adică împletind simțurile cu materia și forma, în urma înțelegerii trupești a legii, cel ce mărginește înțelesul la literă, pe de o parte de naștere patimii trupești, iar pe de alta corupe rațiunile naturale. 16. Patima și firea după rațiunea existenței lor niciodată nu există împreună. 17. Cel ce nu crede că Scriptura este duhovnicească, nu simte puținătatea cunoștinței. 18. Când David e înțeles ca lege în sens iudaic, întinând litera, se tălmăcește disprețuire pentru tradiția interpretării trupești a celor dumnezeiești, iar când înseamnă în sens creștin Duhul, se tălmăcește cel tare la vedere pentru contemplația cunoștinței ce se petrece în minte. 19. Prin sufletul Scripturii a înțeles Duhul ei, iar prin trup litera. 20. Cei trei ani sunt cele trei legi, cea scrisă, cea naturală și cea a Harului, care vin una după alta. Deci cel ce înțelege legea scrisă trupește, nu hrănește sufletul cu virtuți. La fel, cel ce nu sesizează rațiunile lucrurilor, nu-și nutrește mintea din belșug cu înțelepciunea variată a lui Dumnezeu. Iar cel ce nu cunoaște marea, taina Harului celui nou, nu se veselește cu nădejdea viitoare în dumnezeiri. Așadar, lipsa contemplației duhovnicești sub regimul legii scrise e urmată de lipsa înțelepciunii variate a lui Dumnezeu, ce se poate primi prin legea naturală, iar aceasta e urmată la rândul ei de ignorarea îndumnezeirii ce se va da prin har în temeiul tainei celei noi. 21. Cel ce nu înțelege legea duhovnicește, chiar dacă legea a murit pentru el, dat fiindcă nu-i mai servește trupește, dar mai păstrează înțelesurile coborâte ale legii, mai cruță încă pe copiii și pe nepoții lui Saul. De aceea e chinuit de foamea cunoștinței. 22. Precum fața e pecetea caracteristică pentru fiecare, la fel cunoștința duhovnicească caracterizează și revelează dumnezeiescul. De aceea cel ce o caută pe aceasta, caută fața Domnului. 23. David se mai tălmăcește cel tare la vedere și minte străvăzătoare. 24. Cel devenit în întregime trup prin jertfele sângeroase, aduse după litera legii, iubește neștiința, socotind că porunca e numai spre plăcerea trupului. 25. Cel ce slujește, zice legii trupește, naște păcatul cu fapta ca materie și modelează consimțirea minții cu păcatul ca formă, prin plăcerile corespunzătoare simțurilor. Iar cel ce primește Scriptura duhovnicește, omoară prin cugetările naturale, pe înălțimea contemplației, lucrarea păcatului ca materie și consimțirea cu păcatul ca formă, împreună cu modurile întrebuințării abuzive a simțurilor, în vederea plăcerii, ca pe niște fii și nepoți ai legii scrise. 26. Fără contemplația naturală, nimeni nu cunoaște deosebirea simboalelor legii de lucrurile dumnezeiești. 27. Prin spânzurare a înțeles scoaterea la iveală a literii omorâte a legii pe înălțimea contemplației prin cunoștința în duh. 28. Prin hotarul lui Israel a înțeles toată rațiunea și tot modul contemplației în care nu se poate menține deloc predania înțelegerii trupești a legii. 29. Duhul zice, e dătătorul vieții, iar legea omorârea vieții. Prin urmare, nu poate lucra deodată și litera și Duhul, precum nu există împreună ceea ce e făcător de viață cu ceea ce e făcător de stricăciune. 30. Părticica ce se taie împrejur e ceva natural și tot ce e natural e o faptă a creațiunii dumnezeiești. Iar fapta creațiunii dumnezeiești este bună foarte, după cuvântul care zice, a văzut Dumnezeu toate câte le-a făcut și iată, erau bune foarte. Legea însă, poruncind înlăturarea acelei părticele prin tăierea împrejur,
înfățișează pe Dumnezeu ca pe unul ce și-ar corecta în chip artificial propriul său lucru, ceea ce chiar și numai a gândi constituie culmea impietății. De aceea, cel ce înțelege în mod natural, notă, prin contemplația naturală în duh, simboalele legii, știe că Dumnezeu nu urmărește să corecteze firea în chip artificial, ci poruncește să fie tăiată pasionalitatea adausă la rațiunea sau constituția sufletului și indicată tipic prin acea părticică trupească. Pe aceasta o leapă de conștiința prin bărbăția voinței arătată în făptuire, căci preotul care face tăierea împrejur închipuiește cunoștința ce mânuiește ca pe un cuțit împotriva patimii bărbăția rațiunii arătată în fapte. Așa e desființată predania trupească a legii când Duhul covârșește litera. 31. Scurtă definiția contemplației tainice sau mistice. 32. Definiția instituției tainice a sâmbetei, prin care se arată în chip mistic ce este sâmbăta și care este rațiunea duhovnicească a ei. Ea este oprirea patimilor și a mișcării minții în jurul firii celor create. 33. Dumnezeu adică. 34. Ce însemnează începutul lunilor. 35. Definiția cununii bunătății. 36. Altă definiție mai tainică a celoraș. 37. Aici spune că înfrânarea este o lucrare a providenței, ca una ce curăță de patimile de bunăvoie, iar răbdarea o lucrare a judecății, ca una ce înfruntă încercările fără de voie. 38. Prin cea din tâi sărbătoare înțelege Pasca. 39. Prin a doua sărbătoare înțelege Cinzecimea. 40. A treia sărbătoare este ziua împăcării din luna a șaptea. 41. Privește cum pierde legea pe cei ce o înțeleg trupește, convingându-i să slujească făpturii în locul făcătorului și să-și închipuie că cele făcute pentru ei sunt prin fire vrenice de închinat, iar pe cel pentru care au fost făcuți ei să nu-l cunoască. 42. Cum este Dumnezeu însuși sâmbăta? 43. Cum este Dumnezeu însuși pasca tainică? 44. Despre taina sărbătorii cinzecimii. Aici explică tainic sensul duhovnicesc al celor indicate, înțelegând prin cinzecime pe Dumnezeu însuși, căci modada, numărul, unul care urmează după de 7x7 egal cu 49, rămânând stătătoare după desfășurarea înșeptită a săptămânii, dă cinzecimea, sau iarăși, prin adaosurile sale la ea, însăși monada se face decadă, iar aceasta înmulțită cu 5 dă cinzecimea, care astfel e începutul și sfârșitul celor ale sale, început deoarece e mai înainte de orice cantitate, iar sfârșitul deoarece e mai presus de orice cantitate. Dar tot așa și Dumnezeu, care a lăsat să fie închipuit de monadă prin analogie, e începutul și sfârșitul lucrurilor și rațiunea prin care există toate. E începutul deoarece este mai înainte de toată ființa și mișcarea, sfârșitul deoarece este mai presus de toată ființa și mișcarea. Rațiunea, deoarece în calitate de cauză este proniatorul tuturor și susține forma individuală prin care fiecare făptură rămâne în rațiunea proprie. Când deci vor ajunge la capăt timpurile și veacurile, al căror simbol este săptămâna, nu va mai fi decât singur Dumnezeu, fără mijlocirea acelora, fără de care nu este nimic, adică fără locuri și timpuri, susținând el însuși prin unirea adevărată cu făpturile, ființa celor mântuiți, adică firea creată. Căci pe aceasta a închipuit-o prin numărul 5, nu numai din pricina simțurilor sub care cade, ci și din pricina științei universale, care constă în îmbrățișarea prin conștiința fără greșeală a celor spirituale sau inteligibile și raționale, a ființelor sensibile, a viețuitoarelor și a lucrurilor. Așadar, firea celor create va înceta odată de a mai sta în spațiu și a de se mai mișca în timp, ridicându-se în cei mântuiți mai presus de cele care au fost făcute pentru ea, adică de loc și de timp, prin unirea adevărată cu Dumnezeu pentru care a fost făcută. Căci odată ce și-a făcut pe Dumnezeu însuși, conform cu rațiunea providenței, calitate proprie, prin decada poruncilor, arătându-și prin trăsături caracteristice, în proprierea îndumnezeirii prin har, se va elibera de circumscrierea pe care i-o dă starea în spațiu și mișcarea în timp, primind ca pe o stare pururea mobilă, posesiunea nemărginită a celor dumnezeiești și ca pe o mișcare stătătoare, dorința nesăturată după ele. 45. În luna a șaptea sunt trei sărbători, a trâmbițelor, a împăcării
și a înfigerii corturilor. Dintre acestea, trâmbița este chipul legii și al prorocilor și al cunoștinței propovăduite de aceștia. Sărbătoarea împăcării este simbolul împăcării lui Dumnezeu cu omul prin întrupare. Căci Dumnezeu, îmbrăcând de bunăvoie osânda celui osândit, a topit dușmânia învârtoșată de mai înainte împotriva lui, iar înfingerea corturilor este preînchipuirea învierii și a prefacerii tuturor în starea de neschimbabilitate. Notă. Nicăieri n-am găsit la Sfântul Maxim că întruparea și jertfa lui Hristos a avut ca scop să plătească lui Dumnezeu cu viața sa pentru om, în sensul teoriei satisfacțiunii. Împăcarea s-a făcut ontologic în Hristos, nu juridic între Hristos și Tatăl. 46. Cel ce se bucură de jertfele sângeroase simple e un pătimaș care face pe cei ce aduc jertfe să umble în dâra patimilor. Iar cel ce cinstește pe cineva sincer se bucură de ceea ce se bucură și cel cinstit de el. Notă. Dacă Dumnezeu s-ar bucura de jertfe de sânge, ar fi îndrept să se bucure și credinciosul de primirea jertfelor de la alții, adică să se mențină în egoism. 47. Scriptura socotește jertfe junghierea patimilor și închinarea facultăților naturale lui Dumnezeu. Dintre acestea, berbecul este chipul rațiunii, taurul este simbolul mâniei, iar țapul înfățișează pofta. 48. Când stăpânește asupra sufletului înțelesul pământesc al Scripturii, acesta leapă de rațiunile naturale, omorându-le prin reaua întrebuințarea puterilor naturale. 49. Îndată ce încetează cineva de a mai înțelege Scriptura trupește după simțuri, străbate cu mintea la Duh, prin mijlocirea firii, săvârșind duhovnicește acelea pe care săvârșindu-le iudeul, mânia pe Dumnezeu. 50. Ce este mâna ghibeoniților, căreia îi predă David pe cei din sămânța lui Saul? 51. Spânzurarea este, zice, scoaterea la iveală pe care o suferă patimile date pe față de gândurile înalte ale firii prin contemplația înaltă. 52. Deprinderea cu împlinirea trupească a legii, având prin pocăință înaintea ochilor înțelesurile trupești ale legii omorâte, dacă se așează lângă cuvântul lui Hristos, primește ca pe o ploaie iluminările cerești ale cunoștinței. 53. Grâul adică. 54. Vinul adică. 55. Untul de lemn adică. 56. Grâul a numit întărirea sufletului în calitatea lui de cunoștință duhovnicească. Vinul, mijloc înveselitor al inimii, ca unul ce înfăptuiește unirea cu Dumnezeu prin dragoste. Iar de untul de lemn a spus că luminează fața, fiind semnul caracteristic al harului duhovnicesc, ce luminează mintea în starea de nepătimire. 57. Amalec este lăcomia pântecelui. Regele lui Amalec este cugetul pământesc. Boii și oile acestea sunt materiile care hrănesc patimile. Vița este mișcarea obraznică a gândului. Măslinul este lucirea care aprinde pofta după plăcere. Cel ce stăruie pe lângă latura trupească a legii le mută pe acestea în deprinderea slujirii lui Dumnezeu ca într-un pământ sfânt, luând ca plată pentru ele lepădarea de către Dumnezeu. 58. Nebun a fost numit poporul iudeu ca necredincios, iar neînțelept, ca cel ce făcea răul sau ca neevlavios și păcătos. 59. Patima lăcomiei pânteciului omoară, zice, puii dumnezeiești ai virtuților, dar și pe ea o omoară harul credinței și ascultarea poruncilor dumnezeiești prin rațiunea umplută de cunoștință. 60. Cum este Domnul lumină? 61. Cum este Domnul pregătire înaintea feței tuturor popoarelor? 62. Cum este Domnul și slava lui Israel? 63. Ce sunt popoarele și ce este pregătirea înaintea feței popoarelor, după alt înțeles? 64. Ce sunt neamurile pe care venind le descopere cuvântul? 65. În ce înțeles este iarăși cuvântul slava lui Israel? 66. Îndată ce omoară cineva înțelesul trupesc al legii, aflător în litera ei, primește ca împărat pe cuvântul sau rațiunea în duh. 67. Prin David a înțeles și pe Domnul și Evanghelia și legea duhovnicească și cunoștința și contemplația și făptuirea și poporul cel nou. El poate fi înțeles în multe chipuri, potrivit cu diferitele locuri. 68. Cel ce are numai tipurile, dar nu și arhetipurile tainelor, are numai întrebarea, dar nu și cunoștința iluminărilor în duh. El a primit ca împrumut ceea ce s-a spus mai înainte, adică experiența prin simțuri a simbolelor legii,
dar cu sufletul flămânzește după Duhul ei, socotind ca un miop întrebarea drept adevărată cunoștință. 69. În dispută este de multe ori și rătăcire. 70. Fericirea își întipărește semnele sale în cei ce s-au învrednicit de ea prin împărtășire și face înfățișători a ei. Sfârșitul Filocaliei, volumul 3.